Și cursa pentru cadourile de Crăciun este urmată de teama de a nu fi descoperite surprizele. Copiii curioși sau iubitele nerăbdătoare scotocesc peste tot în speranța că vor găsi darurile înaintea ajunului. Cei inventivi au însă ascunzători inedite, precum congelatorul, trusa cu unelte sau subsolul vecinilor. Crăciunul acesta este o provocare pentru Dan. Urmează să-și ceară iubita în căsătorie chiar în ajun. I-a pregătit o vacanță surpriză și a umblat câteva săptămâni după inelul perfect, însă și mai mult a căutat un loc unde să-l ascundă. Am închiriat o vilă la munte cu încă 3 familii. Ea nu știe nimic. M-am gândit unde aș putea să-l ascund să nu umble ea, să nu-l găsească, să stric surpriza. Într-un final mi-am dat seama că pântrusa mea de pescuit nu cred că ar avea ce să umble, n-ar avea ce să caute pe acolo. Alții caută locurile la care nimeni nu s-ar gândi ca să poată ține secrete cadourile. Cândva pentru copiii mei un cadou l-am ascuns în frigider și l-a căutat în neștire fetița și a zis dacă știam, peste tot am căutat, dar în frigider nu m-am gândit că era o jucărie de pluș. Cei mai mulți țin cadourile până la Crăciun în dulap ori sub pat. În toată casa găsesc eu un loc unde să le ascund prin diverse colțuri, sertare, dulapuri și așa mai departe. Sub pat sau să le țin la cineva acasă, ca să fie mai sigur. În debara, de obicei. Rămân niște pungi nesemnificative, așa, par neimportante. În cutie, sub brad. Deschide că e mică, deocamdată. Cea mai vulnerabilă ascunzătoare s-a dovedit a fi dulapul din dormitor. Șifonier și pe șifonier. Și ei ne pândeau și bineînțeles că le găseau înainte și nu mai era o surpriză. Da, le găseam în dulap. În dulap erau de cele mai multe ori. Pentru a evita astfel de situații, unii nici măcar nu duc cadourile acasă. Dacă sunt vorba de nepoței, le ascund prin mașină. La bunici încercam să mai ducem și acolo. Psihologii susțin că bucuria de a dărui nu este înțeleasă de toți. Sunt persoane care nu știu să primească cadouri, care nu știu să se bucure atunci când îl primesc. Găsesc că este doar un obicei și atât. Dar sunt persoane care se bucură real, care așteaptă cadouri sau care sunt foarte surprinse plăcut atunci când primesc un cadou, mai ales dacă acel cadou coincide cu anumite dorințe. Indiferent ce dăruiți, orice cadou este mai frumos când reușiți să îi surprindeți pe cei care îl primesc.